Un tragic incident a avut loc în comuna Albești județul Vaslui, duminica trecută, când un tânăr electrician de doar 24 de ani și-a pierdut viața în urma unei electrocutări. Tânărul, angajat al unei echipe de intervenție pentru reparații electrice, se afla la locul de muncă în localitatea Con Albești pentru a remedia o defecțiune. Accidentul s-a produs în după amiaza zilei de duminică, în timp ce electricianul executa lucrări de întreținere. Din păcate, în timpul intervenției, a fost electrocutat ceea ce a condus la decesul său. Imediat după incident, la fața locului a fost solicitată intervenția unei ambulanțe smurt de terapie intensivă mobilă. Însă echipele de salvare nu au putut decât să constate decesul, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a verifica dacă au fost respectate toate normele de securitate în încă. În asemenea cazuri se examinează în detaliu condițiile de lucru și măsurile de siguranță pentru a preveni incidente similare în viitor. Pierderea acestui tânăr electrician reprezintă o tragedie profundă pentru familie și colegii săi, iar comunitatea locală este în doliu în urma acestui accident de muncă. Sincere condoleanțe familiei!